Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Capricorn. Haideți să facem etalarea pentru perioada 21-31 decembrie 2022, să vedem ce vă așteaptă în această perioadă ca și evenimente importante. Haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Capricorn? Aveți aici gemeni și pești. Sau aveți de-a face cu cineva din gemeni și pești. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Capricorn? Cei cu ascendente, Luna, Marte, Venus, Nodul Nord, Nodul Sud, Lilith. În perioada 21-31 decembrie 2022, evenimente importante, Capricorn, o nouă dragoste se arată la voi cu un berbec săgetător. Cineva aici va frânti inimioara cam tare, din câte văd, ok? Poate că tu ai de-a face, tu ai în astrograma ta și Capricorn și Săgetător. Ești și lumină și întuneric. Poate chiar asta a fost și dezechilibrul tău, pentru că a trebuit să înțelegi ca să nu mai suferi, ok, cu nouă de săbim. Să faci un echilibru între lumină și întuneric, pentru că cumva eu am mai vorbit despre treaba asta, n-am să stau să dezvolt acum subiectul ăsta. Nu este nimic rău în a echilibra întunericul cu lumina. Până la urmă, asta este secretul echilibrului, ok? Pentru că să te duci prea mult într-una dintre direcții nu este bine, ok? Adică e bine să fii la mijloc. Și aici cineva s-a speriat de o parte, s-a dus prea mult pe cealaltă, apoi prea mult pe cealaltă, deci a fost o chestiune aiurită. Aici e clar că cineva ți-a rupt inima în două. Uh-huh. Și asta te-a făcut pe tine să înveți să te iubești. Și ți-a ieșit grozav de bine. Și faptul că tu te iubești pe tine acum și că ai mai știut să echilibrezi și treaba asta între întuneric și lumină, care era foarte important și era ultimul tău pas pe care trebuia să-l faci în finalizarea evoluției tale spirituale, te face să ai un nou început extraordinar și o reușită în mai multe aspecte din viața ta, nu doar unul. Vreau clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Capricorn, cei cu ascendent, descendent, Luna, Marte, Venus, Nodul Nord, Nodul Sud, Lilith. 21-31 decembrie 2022, Capricorn. Da, tu ți-ai găsit pacea și liniștea. Și asta e cel mai important. Ai înțeles care era problema, unde trebuia să echilibrezi lucrurile. Ai înțeles că te opuneai unor chestiuni care aparțineau din tine. Erau și ele parte din tine. Cum parte din tine e lumina, parte din tine e și întunericul. Ok? Aici hai să vorbim puțin despre anumiți membri ai familiei, care sunt nu familia ta apropiată, ci mai degrabă am să le spun neamuri sau persoane cunoscute care te urmăresc din spate. Persoane care te urmăresc, ori persoane cu care tu ai fost într-o relație sau persoane care cam trei de săbii de două ori și turnul. Poate e cineva din Scorpion care consideră că l-ai trădat sau a trecut printr-o decepție și se gândește încă la tine. Sau vrea să fie cu tine împreună, ok? Aici persoanele astea ți-au urmărit evoluția, persoanele astea cunoscute, persoane neamuri, ok? Ți-au urmărit evoluția ta. E cineva care nu vorbește cu tine sau tu nu vorbești cu persoanele astea, dar ți-au urmărit evoluția. Mhm. Am de două ori echilibru. Am avut niște cărți foarte speciale la zodii în seara asta. La unele dintre zodii niște cărți foarte speciale. Clar, ăsta este îngerul tău păzitor. Odată. Tu ești o persoană specială. Tu ești o persoană specială. Faptul că tu ai Capricorn, indiferent că ești Capricorn ca și Zodie, ca ascendent în Capricorn, descendent Luna, Marte, Venus și așa mai departe,
și a ieșit săgetător. Foarte puține persoane știu că tu ești și înger într-o lumină, ești și parte întunecat, ok? Adică ești un adevărat magician și o adevărată entitate care manifestă foarte puternic. Tu cu roata și magicianul aici, aici s-au întors niște lucruri, dar de asta s-a ocupat partea întunecată, să știi. Da. S-au întors niște lucruri pe anumite persoane care ți-au făcut chestia asta. Și am vorbit mai devreme la fecioară de treaba asta, de o balanță care a făcut treaba asta și uite-o și aici, aceeași balanță care a făcut un rău destul de mare. Și balanța asta n-a știut că întunericul face parte din tine. Balanța asta a încercat să-ți facă rău o perioadă de timp cu un întuneric de care tu ai fugit și aia a fost greșeala ta. Ok? Că el făcea parte din tine, el colabora cu tine. Să nu te sperii niciodată. E parte din tine. Tu ești o persoană magică. Când i-ai permis sau îi vei permite acest întuneric, că e capricornul tău, ok? E partea ta întunecată. Să se ocupe de tine, uite că întoarce tot ceea ce ți s-a făcut sau s-a trimis. Totul începe să ruleze normal, odată ce îi permiți. Măi, am și lumină, am și întuneric. Trebuie să accept ambele părți. E și zi și noapte, e și lună și soare. Poate să fie doar una dintre ele? Nu. Ok? Și asta o să aducă foarte multă fericire și calmitate. Când o să-ți dai seama că te ajută. Fiecare are rolul lui. Fiecare are rolul lui. Cum ziua are rolul ei, soarele și noaptea la fel, fiecare are rolul lui. Am văzut asta și la fecioară, și la capricorn, și la pești am văzut fecioara asta. Ori fecioara asta, dacă tu ești bărbat, te respinge, ori tu respingi fecioara asta și nu mai vrei. Pentru că îi se întoarce, am tot văzut, mi s-a rulat tot timpul pe la toate etalările că o fecioară îi se întoarce ceva foarte urât ce a făcut cu magicianul și roata. Și anume ea a cauzat singurătate sau a dorit singurătatea cuiva și asta va trăi ea și va retrăi de acum încolo. Pentru că ea l-a încetinit pe regele ăsta de monede să nu fie cu tine sau tu dacă ești bărbat ai încetinit să nu fii cu femeia care ești menit. Înțelegi? Și acum femeia asta va trebui să plătească pentru ceea ce a făcut ea. Dacă tu ești doamnă, aici, femeia asta a încercat să te țină că o fi din familia bărbatului, că o fi soția pe care el a ales-o atunci când te-a lăsat, rivala ta, vreo prietenă invidioasă, indiferent ce a făcut femeia asta, îi se întoarce înzecit și mai mult decât atât, bărbatul ăsta în sfârșit va putea să fie cu tine. Și ea nu a făcut treaba asta singură, mai este cineva aici care ți-a făcut, că de-aia spun. Aici vor plăti mai multe persoane și te rog să te uiți ce a spus la fecioară. Nu prea mi-a plăcut, dar te rog să te uiți. Foarte multă abundență financiară la tine. Ți-am spus, echilibrează întunericul cu lumina, foarte multă abundență. Adică e foarte simplu, acceptă că ești și. Acceptă că e parte din tine, yin și yang. Nu știu ce te-ai bătut atât de mult și te-ai opus atât de mult în partea asta să... Te-ai luptat atât de mult cu întunericul de parcă vrea să-ți facă ceva rău. Nu el îți făcea ceva rău. Altcineva pe aici avea, uite, aceeași regina de cupe cu eremitul. Femeia asta, eu spun rac pe scorpion, dar ea apare fecioară în toată regula și e o femeie în vârstă. E o femeie în vârstă. Ok? Orice s-a încercat aici, asta este vrăjitoarea care a făcut. Este vrăjitoarea care a făcut împreună cu persoanele astea. Uite-te și la fecioară, gemeni și balanță. Bun. Asta e ultima etalare pe seara asta pentru că o să adorm la birou. Și zodiile de aer le continuăm mâine. Bun, vreau să văd cine e regina asta de pe eremitul. E vrăjitoare.
E iureșitoare, am zis soțul decedat. I-a rămas o moștenire în urma lui. Ok. Pentru alții dintre voi îmi pare foarte rău să o spun, dar o să o spun chiar aici. Fără să-mi pese de părerea nimănui. Dar dacă se și uită, doamna, este soție de popă. Și popa nu mai este. Ea este soția. Fosta soție. Ok? Și face lucruri de genul ăsta. Foarte urât. Și se cunoșteau din familie cu persoanele. Prietenii, familie se cunoșteau din... În situația asta, persoanele astea care ți le-au făcut ok, pentru că femeia asta din gemeni brunetă s-a dus la sigur la femeia asta, o cunoștea și știa cu ce se ocupă, știa ce face. Ori era renumită în satul respectiv pentru ceea ce făcea. Se cunoșteau cu 6 de cupe, se cunoștea cu copilul ei, femeia asta din gemeni, ok, cu băiatul ei, pentru că e un băiat aici, un băiat din balanță. Femeie din gemeni care s-a dus la femeia din Fecioară, bătrână, la sigur s-a dus ca să facă lucruri oculte. Wow! Și cum îi se întoarce? Cu 8 de săbii și 7 de săbii, ok, deci ea este blocată, ea a făcut cuiva din leu, n-am mai văzut, dar am mai văzut în seara asta, sau care a ieșit leu, îi se întoarce foarte urât. În primul rând, posibil soțul ei, tau ar fi cea capricorn să o părăsească definitiv și de-aia am văzut divorțul aici, ok. Bărbatul ăsta o părăsește definitiv. Și în al doilea rând, dacă este, indiferent cine ar fi femeia asta, dacă ea trăie energie, bărbatul ăsta te alege pe tine și vrea să fie cu tine și nu, femeia asta nu mai poate să oprească nimic, nu poate să oprească cu nimic treaba asta. Bun. Și doi. Sătuiți la fecioară ca să nu mai zic chiar știi, cu decesul, ok? Da. E o energie destul de... Da, da. Nu i-a ți-a dorit asta ție. Poți a făcut asta ție. Îmi pare rău să spun, da. Asta e adevărul. Și îmi pare rău să mai spun că i-a mai făcut asta unui bărbat. Chiar soțul e imposibil. Bun. Atât am avut și pentru cei din Zodia Capricorn. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.